petiție între Mara și Teo. Back to school în Bulgaria. Wow! Așa caiete la noi nu găsim. Uite cât de culoare. Wow! Uite ce frumos și pastelat e. Care frumos. Într-adevăr, în Bulgaria am găsit lucruri pe care nu le găsim în România și sunt foarte fericită că am hotărât să facem acest episod de Back to School aici. Pa! Bravo, Vi! De la spate cu aripi. Dacă sunteți de acord că am câștigat Mara, dați un mare, mare, mare like acum! Începe școala aici? Nu începe încă, dar noi trebuie să fim pregătiți! Așa că vom cumpăra rechizite repede de oriunde ne-am aflat! Și unde suntem noi acum? În Bulgaria, la Janet! Am venit într-un supermarket să ne încercăm norocul. Dar atenție! E un supermarket din Nesebar, adică dintr-o stațiune de la mare. Chiar dacă e el oraș istoric, asta nu înseamnă că facem lecția de istorie aici. Noi aici am venit fix în concediu și de asta suntem foarte nerăbdători să vedem ce anume putem găsi aici pentru școală! Hai să mergem! Am venit să cumpărăm măști, deși la masă sunt gratis. Hai, luăm masca! Am intrat aici în farmacie să luăm măști, echivalentul a 20 de bani la noi, o mască la ei. Toată putem mâine să ne rugăm parașută. Ce zici, mami? Nu vrei să luăm două colțuri și să facem o competiție care dintre ele două aduce rechizite mai potrivite? Da. Da. Hai. Ok, puteți să mai luați un colț. E mai bine așa. Competiție între Mara și Teo. Sigur, la etaj. Să-i dăm drumul. Întâi zona cu rechizite și... Să-i dăm drumul. Fetele au pornit. Se pare că ne aflăm la caserole. Aș lua și o caserolă. Pentru pachetel. Ok. Pentru Mara, că eu am. Iar o să zic abonații că ați făcut cu totul altceva. Dar merge. Așa, asta este specială. Se uite. Uite câte straturi are. Aha, și merge pentru școală. Eu am identică, numai că este rotundă și mai mare. Ok. Ne ajung? Da. Da. Primul produs. Vrei să mergem împreună? Da. Deci merg cu tine. Am găsit... Hai pe aici. Aici este la detergenți. Acum mergem sus. Hova! Noi vom fi primii. Și o să câștigăm fișele, dar noi o să câștigăm. Pentru că vom fi primii. Mm-hmm. Și să căutăm rechizitele. Hai, Teo. Hai! Să vedem. Unde sunt, unde sunt, unde sunt? Ne oprim aici? Da. Am eu nevoie de un accesoriu pentru GoPro. Ia-s-o? Nu știu, căutăm acum. Dar până să caut, eu ai găsit tot eu. Aici. Aici sunt. Caiet. Ne-au un caiet. Ia să vedem dacă au caietele la fel ca ale noastre. Ia deschide unul. Să vedem dacă sunt la fel. Surpriza. Ia găsește caiete. Este liniat. Am găsit ceva. Wow, de muzică. Și mare. E liniat bine, mami. Că spuneai că bine, nu da. Sunt la fel. L-am deci la niscă la noi. Bravo. Vă las caiete de aici. Veți fi unice la școală. Eu ne iau gautul mai frumos. Hai. Și începem. Teo, tu tip 1. Teo, tu tip 1. Să vedem dacă sunt tip 1. Ia vezi. De matematică nu contează. Da. Poți să-ți iei de matematică așa. Dar e liniat? Hai să vedem. Da. Este cu pătrățele. Back to school în Bulgaria! Chiar back to school! Ce tare! Cât costă asta, mami? 0,45 leva. Ori 2,6. Un leu și un pic. Da. Da. E bine. Da. Eu l-aș vrea pe asta. Ok, puneți acolo. Ia-ți. Dar ei n-au caiete. Primul produs. Și ăsta îmi place. Și ăsta îți place? Mara? E foarte și pentru frumos. Tine sunt bune. Ce regime? Bravo. Acum luăm ce credem noi de cuvință, pentru că garantat vor trebui anumite caiete. Ba mari, ba cu 60 de file. Bine, uite, au mari, vezi? Wow. Păi luăm așa. De mari. Mulți de mari. Ia vezi cum sunt la ei. Wow. Da. Așa caiete la noi nu găsim. Da. O să luăm unul, să-l avem. Am găsit Mara, dacă nu-mi spune mâna, eu pun la Teo. Este cu linii, așa. Da, uite, mama
cu inimioare, copertă cu inimioare, da, dar tot așa linia. Da, ce gros, e bun. O să mi-i pun. Ia, ce ai găsit aici? Tot așa. Tot așa dreptunghiulare? Wow, pătrățelele la ei sunt dreptunghiuri. Nu știu dacă ne ajută, dar le luăm să le avem amintire. Ăsta la Mara. De muzică. La Mara în coș. Hai să zic de ce la Teo. Teo va face pian. Oh, deci știi că o să-ți trebuiască și ție, Teo. Mai mult ție. Oricum îi iau și unul mare. Bine, și la Mara. Wow. Hai, ia privește. Are clapele pianului, iar Mare iau așa cu toate instrumentele, pentru că ea face dans. Da. Ia deschide-l, Teo. Cât de fain e. Bravo. E luăm. Și am găsit creioane și carioci. Eu am găsit carioci nenoșe de astea, dar au glitter, cu glitter. Numai că sunt mai scumpe decât astea, sunt 30 de lei. Pentru că sunt cu glitter, nu? Da. Hai. Le punem încă. Le punem. Hai, mami, hai. Wow, dar văd că și coșul mare s-a îmbogățit. Ce și-a luat Mara aici? Carioci. Care mele. Da. Da. Și glitter. Color Pepsi. Ah, sunt carioci cu sclipici. Da. Interesant. Uite, au și caiete de muzică din astea. Nu. Ba da, sunt. Dar una așa, una așa. Wow! Ca să poți să și scrii teorie la muzică. Da. Îți iau și așa unul. Da. Foarte interesant. Mami? Da, tati. Mara, uite ce am găsit pentru tine. În gimnaziu, la sport, se joacă tenis de masă. Așa că... De bune? Da. O să de iau bune. La mine. Tu o să faci balet, dar nu te vrează. Îl luăm pentru resort, să ne jucăm. Da, dar poate fi numită rechizită, da? Uite, să ne frumos. Ok, ia-ți-l pe ăla. Ce-i mai găsit, Eva? Hoi albine. Bloc de desen. Poți să-ți iei unul? Da, mi-am unul. E frumos. Și eu zic să vă gândiți și la bric. Atunci când luați pentru voi, dacă luați o cutie de culori, luați și ei o carte de colorat, ceva, pentru că ea, când vă va vedea cu atâtea rechizite, își va dori și ea să coloreze. Uite câte culori! Wow! Wow. La... Și au radieră! Și smaped, la noi încă n-am văzut așa. Au radieră? Da. Fiecare. Da. Da. Iau. Teo, vrei și tu? Da, uite, fain. Sunt faine? Sunt foarte faine, da. Se șterge culoarea. Da? Interesant. Fii atent, culori cu două vârfuri. Wow. Dar așa nu are rost. Pentru că, uite, costă la fel cu astea și la dimensiune. Și n-au nici radio. La jumate, da? Dar culorile sunt atât de mici. Wow, fetelor, am găsit ceva care sigur vă va trebui la școală. O carte de povești. Nu, că e în bulgară. Am vrut să văd ce ziceți. Ia, priviți scrisul. Teo, tu ai învățat anul ăsta să citești. Te rog, citește-mi de aici. Hai. Goziu. Ce amuzantă ești, Teo. Ce cu cercurile astea? Sunt interesante, pentru că noi nu avem dimensiuni așa mici. Căutam la un moment dat așa și nu am găsit. O seturi de câte 6? Cred că da. Uite. Și costă 2 leva? Una bucată. Sunt sigur că sunt da, la da, bucată. Da, sunt la bucată. Nu seturi de câte 6. Bun. Hai, Teo, pune-le la loc. Gata, Teo. Gata, cu rechizitele, mami. Cum facem? Mami, am terminat cu rechizitele? Nu, tati, nu. Dar uite, back to school să fie, luăm tot ce ne trebuie. La școală cred că o să-mi trebuiască un bureche. Da, ia-ți-l. Și mie, și o să-mi iau galben. Eu îmi iau unul galben. Oare cum decidem? Voi nu vă grăbiți deloc. Voi luați aceleași lucruri. În ce constă competiția asta? Cât mai repede și cât mai multe. Hai, run! E competiție! Doamne! Trebuie să-ți iei cele mai potrivite rechizite. Îmi iau unul de asta. Nu trebuie. Asta nu ai ce face cu el. Tu nu greșești. Fetele astea nu prea știu ce vor. Bine, nici să golească magazinul acum. Cred că ar trebui să le ajut. Dar oare eu știu ce vreau? Carioci v-ați luat, deci nu ne mai uităm la carioci. Creioane v-ați luat. Hai să iau Brianei un set de culori din... A, nu, sunt carioci, nu vreau carioci. Deci am văzut ceva super, super inteligent. Lucruri pe care la noi nu le-am văzut. Okay. Să pictezi, îți pui... Hăinuța. Hăinuța. Dar pentru Teo și Bri. Atât.
asta pentru mine? A, nu, asta pentru Bri, uite, până la 110 cm, iar asta e pentru Teo, până la 128 cm. Cred că e de 4 ani și asta e de 1 an. Oricum, Mara, nu cred că o să mai avem nevoie. Da, face desen, dar să fie mai atent. Deci, Teo, le pui în coș. Da. Ce sunt alea? Mie îmi trebuie niște pentru amestecul culorilor, dar sunt destul de ciudate. Pentru că rămân prin colțuri culorile. Am găsit! Ce ai găsit? Ia uite, mami, ce a găsit Teo. Sclipici. Cu sclipici. Wow. Cariuci cu sclipici. Nu, acuarele cu sclipici. Uite. Acuarele cu sclipici. 9 leva și 10 leva. Ce sunt alea? Ce sunt de astea? Pus la fundul piscinei să te joci. Da. Back to school. Back to school. Pentru mine, că vreau și... Nu, nu, back to school. Wow. Acuarele și așa. Două cu sclipici, restul normale. Da. Interesante. Ce spuneți? Teo, ce zici? Ți-ai luat pe astea? Nu, eu. Păi tu ți-ai luat cu sclipici? Nu. Cum nu ți-ai luat? Nu mi le mai iau. Eu să le văd. Astea sunt mult mai interesante, că sunt toate cu sclipici. Ia, le vreau eu. Eu le vreau, le vreau. Hotărâm la urmă, nu vrem să depășim un buget prea mare. Aceasta costă în jur de 10 lei. Cam așa e și la noi și nu se găsesc peste tot. A, bine. Și îmi plac astea de la Carioca. Asta le luăm? Nu, nu. Una fiecare. Una tu, una Teo și luăm și una Brianei. Perfect. Dar Brie nu merge la școală. Da, da. Vrea să aibă și ea. Vrei să luăm pe asta, să-l încercăm? Eu zic că nu are rost. Aș vrea să iau aceste culori Brianei. Sunt rezistente, au gumă, au ascuțitoare. Hai să ne uităm să vedem cât costă. Nu știu de pe unde le-am luat. 10 leva. 9 leva și ceva. Adică? Aproape cât ale lor. 9 leva e undeva la 25 de lei. Au recipientul ăsta și au și... Au și creion normal. Da. Un creion mic. Hai să-i luăm și-l Brianei. Da, îi le luăm. Dacă fetele își doresc penare... Deja uitați, nu știți de când caut ăsta roz. Am doar albastru acasă. Dar nu mai e bun cel care l-ai acasă? Că-ți mai cumperi unul? Nu găsesc. Uite, mi-am luat o mare. Uite, e bun și ăsta, bravo Teo. Mi-a zis mama, că e cu capac, îl aveam pe ăsta. Avem așa? Foarte colorate, de la Mape. Vreți să luați câte unul? Eu zic că sunt practice, man. Pentru culori mai ales? Da. Îmi iau piesa. Da. Cu ochi, gură și nas? Wow! Wow, foarte interesant. Sunt doar trei modele. Mai e ăsta cu fantome și schelet. Nu. Și ăsta cu graffiti. Asta îmi place mie. Ia-ți-l pe ăsta tu și te opesta cu ochi. E foarte interesant. Eu aș zice să-l luăm și Brianei pe ăsta. Să-și pună și ea așa cu schelet? Culorile. Da. Bine, ia el. Gata, ei le iau și Brianei. Da. Nu mai au altele. Dar ideea este, ăla e prețul, s-ar putea să fie 15 și alea sunt 5. Atunci nu prea se mai merită. Vă dați seama, e 40 de lei dacă nu mai vine chiar. Da? Plus mate. Deci e 15. 15 leva. Am să poti greșit. Mie îmi plac, par destul de rezistente și eu nu cred că de la Mape, de la noi în țară, costă mai puțin. Deci... Le luăm așa. Le luăm. Am luat penarele, mai luăm ceva, mami? Da, da, e lipici. Creioane. Wow. School glue, ia uite. School glue. Chiar e mare. Wow. Dar vouă nu vă trebuie astea la școală, vă trebuie sticuri, uite. Așa. Da, eu îmi iau unul de ăsta. Ia, sau unul. Ce e ăsta? Nu, nu, nu. Dar nu, sunt prea mici. Dar unul așa. Mie o să-mi trebuiască de asta. Ce e aia? Compas. Compas. Eu îmi iau lipiciul acesta. Bine. Super. Deja fiecare își cumpără lucruri diferite. Eu nu mai înțeleg nimic. Ba se luă una după alta. Ba cum totul se schimbă. Voi decideți cine va câștiga această provocare. Rămâneți până la final să vedeți tot ce își cumpără fetele. Uite ce frumos e vintage. Luăm caiete. Uite ce mare. Uite coperta aici. Uite, ăsta e mare, mami. Și mare foi galbene. Da, separatoare. Să-l folosești pentru mai multe materii. Să nu car după tine o grămadă de caiete. Ia să vedem, ia să vedem. Uite și ăsta îmi place. Asta îmi place mie. Uite ce frumos și pastelat e. Chiar e frumos. Ia-ți-l. Pe mine nu o să mai trebuiască mici. N-ai de o să știu. Eu îmi iau unul de ăsta, mi-a zis mama. Chiar e frumos. Din când în când galbeni. Punem în coș. Hai, mai luăm caiete, Teo? Hai să mai luăm. Mi-am găsit o riglă. E bună. Hai, wow, e super. Flexi. Asta erau la bibliotecă. Știi ce am găsit, tati? Vocabular și vocabular mare, nu ca la noi. Uite ce frumos e. E un pic mai mic decât un caiet, da?
Dar e mai mare decât vocabularul nostru. Și ce contează? Uite ce interesant e, poți să-l folosești și la limba străină și la limba română, o să-ți ceară vocabular. Într-adevăr, în Bulgaria am găsit lucruri pe care nu le găsim în România și sunt foarte fericită că am hotărât să facem acest episod de Back to School aici. Dacă le duceam în Burgas, găseam și mai. Nu găsei că nu e supermarket. Eu îmi iau toate trei caietele astea. Și le împarți cu brii. Ia uite cum sunt, stai că n-ai văzut. Wow. Uite, cu pătrățele mari, să învețe să facă mai bine cifrele dar și literele. Și fii atent cum e la ei tip 2. Cum e? Liniat. Da, nu e cu puncte ca la noi. Adică au spațiul ăsta mare, mic, mare, mare, mic, mare. Adică se scrie pe spațiul mic și te duci până sus sau până jos în funcție de... Și vrei să luăm așa? Da, e interesant. Ia și tu două caiete, trei. Da. Wow, uite ce am găsit. Crezi că e un bloc de desen mare? Da. Ia uite ce aici. Sunt cartoane. Cartoane, tati, cartoane. Nu e vlog de desen? Nu. Ce faci cu asta? O să desenez, dar pe carton. Ce zici? Ți-l iei? Nu sunt la desen. Păi ce, poți să realizezi? Artă. Artă pe el. Asta am nevoie. Viață. Bine. Eu mi-au artă, nu-mi place ăsta. Ăsta este prea subțire. Aha, de-aia vezi ce e. A, un bloc de desen normal. Uite. Da. No, închis. Bolțar. Da. Și nu sunt, înțelegeți, doar foi, da. Și poți să pui oricând foi aici. Corect. Cartonul ăsta. Vrei să iei așa? Teo, vrei așa? Vrei să iei așa? Am unul din ăsta și un din ăsta. Aha, 2 leva 20. Și este așa. A, e pușculiță. Ce e asta? Pușculiță. Pușculiță. Așa cred. Nu cred, cred că e ceva de depozitare. Vreau să găsesc blocuri de desen cu foaie mai groasă și uite că am găsit. Pentru uite, cine? Au din colecție de asta cu Elsa. Wow. Că e în Bulgară. De noi n-a apărut. Uite, vezi ce foaie groasă? Da. Fiind colecția noastră de... Da, dar e diferită de a noastră. Da. Au un plus. Au alte povești. Wow, până la 26, la noi sunt până la 12. Și penultima e cu Frozen. Asta e 27. Da. Uite, Nemo avem... Uite, au Elsa întâi și Elsa a doua. E diferit. Au schimbat colecția. Ce tare. Și uite ce am găsit. Astea, da, school supplies. Garantat toți la școală vor avea pupituri. Așa că putem să le lăsăm noi pe fete fără pupit la școală? Sunt sigură că vor fi interzise anul ăsta. La ce nebunie a fost vara asta cu ele? 13 leva. Nu sunt scumpe, sunt ok. În stațiune sunt mai scumpe. Crezi? Da. Tati, vine repede. Dar era bric cu noi, garantam voia să-i luăm ăsta. Păi îl luăm. Dar nu cred că are rost să-l cărăm din Bulgaria, tati. Avem unde să-l punem. Dar e roz. Și ce nu găsim la noi? Nu. Și 26 de leva e prea scump. Este. La noi e 20-30 de lei, nu de leva. E scump. Ia să văd. Cred că ai făcut la noi. E numai în bulgară. Nu, nu s-a făcut la noi. Sau n-am găsit. E un alubri. Ce vrei să iei lui? Oprește-l no. pe Willy și ia-ți hainele care cad. E românesc. Foarte tare. Care are și română. E clar. Nu știu, s-ar putea să fie varianta bulgărească aici. Fetelor, dar creioane, rigle, v-ați luat? Creioane nu. No. Păi, luați-vă, ce așteptați? Cu tot desenul. Riglă? Eu mi-am luat mare riglă mică. Eu mi-am luat o creioane. Este de creioane. Bun. Optim. Nu sunt foarte bune de la Mattel. Uită-te un pic. Aceste creioane sunt 2,90, da? Numărul da. 2, 3, 4, 5, 6 de la Mappet, da? Aceste creioane de la Mappet, tot 6, da? Tot HB, 3,29. Super! Și ambalaj mai prost. Deci le luăm așa. Hai, poftim, Teo. Mara, ți-am mai găsit ceva? Carioși pentru școală? Cred că o să aibă nevoie. Ce e aia? Asta e un joc, n-ai nicio treabă. E un joc de bebeluși de pe vremea mea. Ascuțitori, radiere. Haideți, lipici. Aveți ce lua. Mare, sunt bunuri. Lipici. Poftim. Îi iau și Teodorei. Tu ce să-i luai? Știu că România o să găsesc mai șmecher, dar le-au și păstă. Uite ce am găsit. Tu ce-i rechizite. Rechizite la ce? Pentru ce te pregătești tu, Teo?
Teo, tu te pregătești de ziua îndrăgostiților sau de back to school? Ia zi. Ziua îndrăgostiților în iarnă. Eu îmi iau un scaunel din ăsta, este foarte bun. În sfârșit am găsit scaunel de copii bun pentru tine. Ai vrea să-l luăm? Aș vrea. Nu contează dacă e fără de ăla. Mi-l pui acolo pe spate. O să. Când bași o frână, mă ține ăsta și se dă ăsta pe spate. Deci mi-l iei. Back to school-ul, scaunelul. Pentru Teo. Pulido fix. Nu, se dă pe... E foarte mișto. Da, uite, se dă pe spate. Nu îl dai pe spate, că nu înțeleg. Uite. Îl tragi mai în față. Frate, nu se face așa. Ba și da, costă? 80 de leva. Ce facem? N-are nevoie de bebeluși. Iar putea să stea pe înălțător. Așa cum a venit. Îi dorește mult un scaun, nu înțeleg pentru ce. Doar ca să avem ce dona când ajungem acasă. Ce zici, Teo, îl vrei? Poate pentru Bri. Pe cel al Brianei trebuie să-l dăm înapoi, că e de împrumut. Dar măcar dacă luăm unul cu Isofix, ăsta cum îl prind? Cu centuri, sigur are sistem. Da, are aici un sistem cu ceva. Da, ne mai gândim. Haide să vedem ce și-au mai luat fetele între timp. Mara și-a luat hârtie cu sclipici argintiu și un set de hârtii colorate pastel, pensule lipici și suport. Wow, ce ți-ai luat aici? O carte de colorat? Te rog să-i găsești una și Brianei pentru copii mici. I-am găsit o carte așa. De colorat. Și colorez, dar i-am găsit o parte aici. Bravo! Și e perfectă! Și cu activ. Bravo! Virguri și... Wow! De colorat! Briana o să se bucure, o să foarte faceți împreună. Tare. Super! Ia-i-o Brianei și ia și tu ce facă și Mara și-a luat carte. Acum vom ieși, dar veți vedea tot ce-am cumpărat mai departe, pentru că îi le arătăm și Brianei. Gata! Lada cu rechizite este aici. Acum să facem împărțirea și să vedem cine câștigă acest challenge. Eu, pentru că coșul meu era mai plin. Atenție, blocul mare de desen al Marei, acela cu cartoane, a rămas în mașină că era prea greu de cărat. Și să începem! Avem o hăinuță pentru pictură, pentru... Briana! Briana! Wow, e super! Hai să vedem! Bagă prin mâinile! Hai, așa! Așa! Se bagă! Pa. Așa! Pa! Bravo, Bri! Și se încheie la spate cu aripi! Hopa! Ia uite-ți, bebele! Hai, tati, dă-mi la mână! Un penal! Tot pentru Bri, îl punem în mijloc! Al doilea penal! Pentru Teo! Pentru Teo, suport de creioane! Pentru? Mara! Pentru Teo. Ăsta e al Teodorei. Pentru Teo. Pentru Teo. Hai să o probăm și ei. Haide. Tara! Teo. Haide. Foarte tare. Acum culori pentru Teo. Marcare pentru Mara. Paletă pentru Teo. Carioci pentru pixuri colorate sau ce sunt astea? Pentru mine. Pentru Mara. Acuarele pentru Mara. Puneai pe alea cu sclipici, Teo. Creioane colorate pentru Bri, creioane colorate pentru Mara, carioci pentru Teo, fix pentru Teo, pentru Bri, acuarele pentru două, așa. Teo, caiet de pian pentru Teo, caiet cu lime pentru Bri, caiet cu pete pentru Mara, o carte cu top modele pentru Mara. Deși e din Bulgaria, scrie în engleză pe ea, așa că e super. Și are 7 bilduri. Wow! Are șabloane. 13. Wow! Și materiale. Ia privit. Super, nu? Uite câte materiale. Apoi, avem două blocuri de desen pentru Teo și Bri. Și Bri. Bravo, Bri. Asta? Rete pentru Mara. Pentru Mara. Ce avem aici? Foi cu sclipici pentru Teo și Bri. Vocabular cu pisică pentru Mara. Rachete de tenis pentru Bri. Și asta e pentru tine, Bri. O carte de colorat cu unicorn. Ca să colorezi curcubeu, da. Culori. Da. Un penar pentru
pentru Mara. Știți ce pastelat e? Cutie de pachetel sandwich pentru Mara. Pahar de apă pentru pictură pentru Teo. Și ia priviți ce avem aici. Wow. Hai să le luăm pe rând, tati. Foi colorate pentru Teo. Carioci pentru Mara. Pensule. Pentru Mara. Hârtie glitter pentru Mara. Asta este cărticica cu hapții builduri pentru Vri. Avem aici o scenă, se scot abdibildurile astea de tot și avem o scenă, camera sirenei. Iar aici trebuie să le lipim pe, în scena asta. Să punem unde punem sirena, unde punem căluții de mare, unde punem iepura și sirena. Super! Super! Stai, tati, că mai am! Avem aici un bloc de desen pentru foarte mine. Bun. Era pentru Mara? Nu, pentru mine, mie mi-ai bine. Bine, luăm două. Hârtiile pastel. Pentru Mara, caiete de muzică și de pian. Pentru Mara, un singur caiet pentru mami. Ăsta frumos. Nu știu ce să scriu aici. Scenariile pentru clipurile pe YouTube. Deși eu n-am făcut niciodată scenarii, dar dacă am caiet acum, poate mă apuc. Poate îmi scriu gândurile. Bun, ce mai avem? Carte de colorat pentru Mara. Astea sunt pixuri pentru mama și alte pixuri pentru mama. Sper să fie bune, că am dat mulți bani pe astea. Am dat aproape 8 leva pe două pixuri. Asta pentru mine. Dar cred că se șterge. Asta pentru mine. Astea sunt pentru Bri, da, caiet de muzică pentru Teo. Back to school. Și caiet back to school pentru Bri și pentru Mara. Pentru Teo. Și pentru Bri, pardon, pentru Teo. Asta pentru cine? Pentru mine, că eu mi l-am. Pentru Teo. Pentru Mara. Pentru Mara. Pentru Bri. Astea sunt toate. Astea ale Teodorei. Sunt ale Teodorei, dar a zis că le împarte cu Bri. Și bloc de desen iarăși. Bloc de desen iarăși. Unul trebuie să fie și al Marei. Astea ce ei. Sunt? Sunt pixuri, am dat unele Marei și astea sunt ale Brianei. Asta este o ascuțitoare. Ascuțitoare pentru Teo. Un caiet pentru Bri. Un vocabular pentru Teo. Creioane pentru Teo. Dar are și Mara la fel. La fel Craiola. Cui am dat? Ți-am dat și eu. Unul Teodore și unul Mare. Și unul Briane, trei. Asta e ascuțitoarea. Tu ai ascuțitoare, ești Bri la creioanele tale. Asta e a Marei. Radiere pentru Teo. Caiete de muzică. Asta este al meu. Astea sunt ale Teodorei. Și astea sunt ale Marei. Carioci de tablă pentru Teo. Creioane colorate pentru Teo. Maria, am pus deja. Ți-am pus deja? Ia. Nu ți-am pus. Carioci cu sclipici pentru Mara. Ia să vedem ce mai avem. Mai sunt doar aceste lucruri. Creioane. Lipici. Pentru Teo. Lipici pentru Mara. Pentru Mara, că mie mi-ai pus. Aha, acesta este pachetul de creioane al Marei. Radiere pentru Mara. Farfec pentru Mara. Burete pentru Mara. Lipici pentru Mara. Riglă pentru Bri. Și mai am aici un caiet cu pătrățele ciudate pentru Mara. Și cam astea au fost toate rechizitele. Acum voi să ne spuneți cine credeți că a câștigat această provocare. Văd că au mai căzut pe jos pe acolo. Și am mai luat niște vase care sunt de fapt pentru dressing-uri, dar sunt extrem de bune de băut din ele. Uite, pe aici poți să faci un pai și să faci cocktailuri pentru copii. Așteptăm să ne spuneți în comentarii cine a câștigat! Dacă sunteți de acord că a câștigat Teo, dați un mare, mare, mare like acum! Dacă sunteți de acord că a câștigat Mara, dați un mare, mare, mare like acum! Iar dacă voi credeți că Bri este câștigătoarea noastră, dați un like și un comentariu pentru susținere și încurajare! Cam acesta a fost challenge-ul nostru. Până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa, pa! Pa, pa!